Бунгасит prieten, sunt Mihai Spanov cu un video despre ceva foarte interesant ce am găsit în spațiul internet. Deci, este un site unde la înregistrare se dă monete echivalent la 150 de dolari într-o tehnologie nouă care în curând va fi peste tot. Deci, în multe orașe mari, deja această tehnologie se implementă. Deci merge vorba de diferite efecte vizuale care se văd paralel în reclama vizuală. Deci cum e că vedeți aici, ca când o balenă. Deci efecte în formă de hologramă ori cu ajutorul diferitor dispozitive adăugătoare, ca ochelari virtuali sau aplicații care sunt instalate în smartphone. Când noi ne aflăm în locul acela, de pildă, vedem așa ceva. Deci reclama deja în formă de panouri, ea este de generația trecută. În viitor, tot mai multe și mai multe vor fi astfel de efecte vizuale. Deci, site-ul care noi facem înregistrare și primim acum monete, îi fac ICO. Cu aceste monete noi putem să luăm, să brunăm, să cumpărăm, adică careva locuri dacă dorim. Eu deja câteva locuri am cumpărat în cele mai bune locuri. Prețul este cel mai mare la astfel de spații. Apoi aceste spații se poate de dat în arendă ori de vândut. Deci acum e începutul, prețul este, spunem așa încă, inițial, el cu timpul, dacă o să fie cerere mare, dar cerere o să fie, pentru că inițial, ca și alte tehnologii, inițial a apărut telefonul, pe el de mobil, mulți nici nu știau de el. Pe urmă, acum, fără telefon mobil, practic nu poți nimic face. Apoi internet și așa mai departe. Deci, astfel de efecte vizuale în viitor, cred că va fi peste tot. Acum ele sunt foarte rare în orașe mai mici, dar în orașe mari ca New York, Londra, Seul, Tokyo, Paris, eu cred că aceste lucruri deja sunt. Acum uitați-vă, când facem click pe linkul de referral care este sub acest video, este în descriere. La noi se deschide astfel de formă, unde introducem login-ul dorit, email-ul, parola, repetăm parola, apoi bufăm că suntem de acord cu condițiile, trecem captcha și apăsăm pe registru. După ce am făcut acest lucru, apăsăm pe sign in și intrăm în cont. Deci eu acum a doua oară nu pot să arăt că deja sunt înregistrat. Acum și vedem unde m-a oprit. Deci uitați-vă, după ce ați intrat în cont, intrați în direcția bonus. Deci uitați-vă. Este direcția bonus. Eu deja am 2250 de monete. Noi la înregistrare primim 1500, dar ca să apară aceste 1500 de monete trebuie în direcția referral de intrat și de făcut careva pași. Care pași? Uitați-vă. Deci, când intrăm în direcția referal,
apare așa ceva, informația, unde scrie step 1 din 3. Deci trebuiește, dar intrați prin browserul Google Chrome. În alte browseruri la unii spun că nu apare butonul acesta, că trebuie făcut un tweet. Deci apăsăm pe butonul acesta și apare o pagină unde trebuie făcut tweet. După ce am făcut acest tweet, deci step 2 este legat cu un share pe Facebook care trebuie făcut. Iar în a treilea pas, step 3 din 3, apare, uitați-vă, un link pe care trebuie să trecem, este linkul la grupul lor Telegram. Ne unim la Telegram, iar în grupul Telegram copiem acest cod și îl plasăm acolo. Deci mă unesc la grup Telegram. Deci, m-am unit în grup. Mă unesc. Pe urmă, plasez mesajul, codul acela care l-am copiat. După ce îl trimit, după ce l-am trimis, îmi scrie că salut Munii ND, cu succes am primit 1500 de monete, care este egal la 150 de dolari. Mai departe, sunt două chat-uri în engleză sau în rusă, dacă dorim aparte pentru noutăți. Deci eu, deoarece cunosc rusă, m-am unit în acel rusă. Engleză nu prea-l cunosc. Deci, cușul sărbieț am trecut în acel rosă. M-am unit și atât. După aceasta, când am trecut în înapoi și m-am dus în bonus, deodată nu era, am reînnoit pagina. După ce am reînnoit, am intrat din nou în direcția bonus, unde acele 1500, vedeți, au apărut. Acum, ce putem face cu aceste monede? Eu am făcut două video în rusă. În alt video am arătat cum cumpărăm noi spații. Deci uitați-o la mine. Eu, de pildă, am 5 spații cumpărate. Vedeți, un spațiu de 6.000 de monede. Asta e 600 de dolari. În Franța, în Paris. Și 4 mai ieftine în Moscova. Deci, de pildă, acum sunt în Londra. Cum alegem noi spațiile și... Deci uitați-vă, cei cu oranj, acele spații se poate cumpăra contra monete, cei cu albastru contra bani. De pildă, uitați-vă, unde este bufat, acest loc de pildă este deja cumpărat. În Londra, New York, Tokyo... Deci unde mai sunt? Cel mai mare oraș, cel mai, unde este scumpă publicitate, acolo cel mai mare preț. Pildă în Paris e 600 de dolari. Un loc aici, ia, vedeți, e 800 de dolari.
Pildă, eu vreau să aleg acest loc. Inițial îl bronez. Deci a apărut un loc în Londra. El e 8.000 de monete. El se bronează pe 23 de ore. Deci s-a evidențiat. Acum, dacă nu vreau, apăs încă o dată și remove. Refuz. De pildă, am brunat un loc în SEO. Dacă vreau să-l văd, apăs pe el. Și mi arată locul acesta. Dacă mai vreau alt loc de pildă, încă un loc, vedeți. Eu îl șterg. Deci, cum facem plata? Deci, intrăm în Select Coin. Și alegem Spheroid Token. Că la voi poate fi alt monet. Pil dacă alegeți Bitcoin, prețul aici se schimbă și vă arată în Bitcoin. Dacă aveți alte de pildă de monete care puteți să folosiți de pildă Dash, prețul vă arată în Dash. Deci, deoarece eu vreau să folosesc bonus, folosesc Spheroid. Și cu el pot plăti, dar uitați-vă inițial dacă vă ajung monete. Deci, cum am spus, vedeți, sunt unde un loc e $300 sau $800. Eu, de pildă, am până când 2250 de monete. Deci, eu pot să cumpăr locuri unde sunt mai ieftine, de pildă în Moscova. Deci, după ce principiu noi alegem aceste locuri. Deci, vă uitați cât e mai aproape de centru, cu atât e mai scump locul. Deci, când micșorați, deci, în Seul, deci, practic, atât. Deci, dați să luăm, eu știu, alt loc în Berlin, Berlin. Deci, unde deja sunt cumpărate, se vede că sunt bufate. Iar unde sunt așa mai întunicate, acolo sunt rezervate. Iar acestea poate de rezervat. Pentru ca să facem plată cu monete, ni se dă 23 de ore. Dacă nu facem, rezervația asta pe urmă dispare. Și tot așa, de pildă, alegeți locuri unde sunt mai populare. Deci sunt foarte bune locurile și unde sunt stadioane. Deci care e ideea? Că unde se poate de făcut plasare de astfel de efecte, în loc de panouri publicitare, în același timp ca oamenii să poată să vadă acest lucru. Deci unde este spațiu? Pe la stadioane, pe la diferite spații de atracțiune, de odihnă, aglomerație de oameni. Cafenele, eu știu ce mai poate să fie. Unde oamenii poate să stăie, să distreze, relaxeze și în același timp să vadă această publicitate. Cât mai bun locul, cu atât mai întrebat o să fie și deci o să apară oameni care o să vrei să plaseze publicitate. Și ca să plaseze publicitate o trebuiască să încheie negocieri sau contract cu voi, deci să vă plătească pentru acest loc. Dacă vă doriți, deci aceste locuri care acum se poate cumpăra, ele tot timpul o să fie a noastră. Deci noi pe urmă putem să le dăm în arendă, ori să le vinem. Deci eu 5 spații am luat din monete. Dacă aveți bani liberi, atunci aceste albastre se poate cumpăra pentru bani. De pildă, uitați-o. Aici, dacă eu, vedeți, un loc e $300.
Acest albastre se plătesc contra bani. Deci, când vreți să faci plata, în pildă alegeți care spațiu. Vedeți, dacă nu este ales, aici nu ne apare. Deci aleg una, de pildă. Cam două nu le pot plăti odată. De pildă trebuie 3000. Deci o să aleg acuș. Moscova. Unde este un spațiu liber? Deci am ales, costă 600 de monete, 60 de dolari. Deci, ca să fac plata, uitați-o, apăs pe proced de cumpărare. Am două evidențiate. Vreau 600 să plătesc. Verificat, deci 600 și apăs de a plăti. Cu succes am plătit. Acum, return. Și aici trebuie să apară că am eu spațiu. Vedeți, el este bufat, acest loc e după mine. Dacă eu intru aici, am avut 5 spații, am 6. Deja aceste spații, ele, până nu se termine ICO, noi nu le putem vinde. Acest bonus care îl aveți, vedeți, la mine am scăzut. Puteți să-l lăsați, dar până când acest bonus nu se poate discos, el când se va dezvolta proiectul, poate cu timpul va fi posibil de scos, pentru că până când tot este contra bani. Deci vom vedea ce va fi, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.